suntem în aeroportul în Budapesta. Și mergem către Doha. Avem 4 ore de zbor până în Doha, iar din Doha avem o escală, mai stăm vreo 3 ore prin aeroport acolo, după care o să ajungem în Bali. Deja mi-e somn. De-abia aștept să ajung o dată și să mă joc cu maimuțele. Îl am aici pe Adi, ghidul nostru de aici din Bali. Tocmai aici m-am dat cu leagănul ăla, a fost superb, 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 superb. Iar acum așteptăm puțin să trec și acest pod. Să vedem... Adi, how are you? Are you good? I'm good. You're from here, no? Yeah, born here. Born here. You are blessed. Thank you. You are welcoming to Bali. Thank you. Bless you. Thank you a lot. Sunt reguli foarte, foarte stricte. Nu te uita în ochii lor, pentru că o iau razna și sar pe tine și te atacă. N-ai voie cu ochelari de soare, cu inele, cu chestii strălucitoare la vedere, pentru că ți le vor lua și enjoy the ride. De orez tăiat. Venim să vedem plantațiile de orez. Bine, ne-am oprit în drum, de fapt. Mergem să vedem un... Oh, and... Doamnele de acolo iau și le trec prin sită, nu? Astea de orez. Da, le trec printr-o sită. Astea sunt deja culese. Mona Lisa! Ne înțelegem.
numele zeului curățării sufletului, al minții, iar noi, înainte să ne rugăm, trebuie să ne prezentăm, să spunem, să ne roage din adâncul sufletului, să ne ajute să ne curățăm mintea, corpul, odată cu spălarea de acele 13 icoane. Și se pun ofrande. Astea sunt ofrande specifice. Ca și lumânările la noi. Într-un final ne-am luat și noi un scooter. Am închiriat de fapt unul de la hotel. Și sunt atât de tristă că este ultima zi. La ora 12 noaptea o să plecăm spre aeroport. Și după aia primul zbor și după aia de zbor. Și ajungem acasă. Asta este. Acasă, sigur, mă așteaptă mama și tata și Vlăduț cu toate bunătățile pe lumea asta. A fost frumos. A fost cea mai frumoasă experiență. Dintre toate călătoriile și vacanțele noastre, ce ne-am avut, asta a fost cea mai frumoasă.